telespectatoare, dragi telespectatori, vă salutăm de aici, din Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, de unde transmitem cu bucurie o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Chiar de la început aș vrea să vă mulțumesc pentru dedicarea cu care urmăriți aceste emisiuni și pentru feedback-urile care ni le trimiteți și pentru rugăciunile care le înălțați. Și împreună cu dumneavoastră ne rugăm și noi și spunem din toată inima: binecuvântată să fie România, binecuvântat să fie neamul românesc, această națiune din care Dumnezeu și-a ales ucenici și a ales oameni care să-i poarte numele. Și chiar dacă suntem răspândiți pe toată suprafața globului, cum s-a văzut și în ultimele zile, suntem împreună, pentru că ne auzim și ne vedem tocmai prin aceste mijloace moderne de comunicare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne oferă și iată că astăzi, așa cum vă spuneam, putem din nou să prezentăm experiențe de viață. Alături de mine în studio este doamna Aurora Cioflică din Cluj-Napoca. Unii dintre dumneavoastră ați mai urmărit mărturia dânsei, o parte din mărturia dânsei, o femeie puternică, o femeie încercată și biruitoare, care are multe să ne spună și de la care putem învăța multe lucruri. Bine ați venit, doamna Aurora! Bine v-am găsit! Mă bucur că străluciți ca întotdeauna, emanați așa o bucurie și un elan și n-ar părea că ați trecut vreodată prin vreo încercare, prin vreo suferință. Și pentru că unii dintre telespectatori au văzut emisiunile și s-au bucurat că aveți așa o mărturie care îi aduce glorie lui Dumnezeu și care îi încurajează pe alții care trec prin încercări, dar sunt și unii care n-au știut nimic despre toate acestea, aș dori pe scurt să ne prezentați un rezumat al experienței dumneavoastră. Ce vi s-a întâmplat în urmă cu 4 ani? În urmă cu 4 ani am trecut printr-un cancer. Dar până în urmă cu 4 ani am trecut prin multe probleme. Deci viața mea nu a fost o viață cu petale de trandafiri. Nu a fost o viață, să zicem, n-am avut nicio problemă. Totul mi-a mers bine. A fost o viață cu multe încercări, dar cu foarte multe biruințe. Slavă Domnului! Amin! În urmă cu 4 ani am avut un cancer de rinofaringe în spatele nasului. Sunt 2 orificii. Într-una dintre cele 2 orificii s-a cuibărit o tumoară și în momentul în care profesorul de la ORL mi-a spus că am tumoară, dânsul a făcut următoarea afirmație: e un loc unde numai Dumnezeu poate intra. Și în momentul acela am știut că este tot ceea ce am nevoie. Atunci s-a testat din nou credința mea. Atunci trebuia să arăt ceea ce de fapt predicam. Eram învățătoare de școală duminicală, eram profesoară de religie, aveam grupe de studiu biblic cu femeile și întotdeauna le spuneam să fie curajoase, că l-avem pe Domnul de partea noastră. De data aceasta, exact ca și Iov. Nu, acum am spus la alții, nu, acum să văd cum mă comport eu. Cam asta a fost ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani. Nu de mult ați împlinit, ați avut ziua de naștere. Am avut 54 de ani, nu mi-e rușine să spun și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare an pe care mi l-a dat. Mulțumesc pentru dumneavoastră și vă spun la mulți ani și multă sănătate și multă bucurie în toate zilele care Dumnezeu vi le-a rânduit și să vă puteți face slujba asta care, eu cred că are ceva chemarea dumneavoastră cu a încuraja pe cei din jur, că văd așa un elan în felul cum vorbiți, dar cred că nu este ușor să constați la 50 de ani că ai această boală. Dar totuși, după 4 ani, suntem într-o altă situație și aș vrea să prezentăm și momentul de acum. Da, mă gândeam la 50 de ani să fac și eu așa un fel de jubileu.
La 50 de ani să dai drumul la robi, la 50 de ani să ai un an de veselie. Și spuneam soțului meu, îmi doresc să am un an special. Într-adevăr, așa a și fost. Un an de zile nu am putut să gătesc, un an de zile am fost servită de diferite surori care au gătit și mi-au trimis mâncare, un an de zile în care am avut flori în casa mea când n-am avut în toată viața. A fost un an, dacă ar fi acum să-l descriu, a fost un an binecuvântat. În anul acela n-am simțit că am nevoie de bani, pentru că inclusiv de partea aceasta s-a îngrijit Dumnezeu și prieteni dragi nouă, a fost cel mai frumos an. Acum, dacă stau să mă gândesc la ce am suferit, a fost cel mai cumplit. Pentru că suferințele nu pot să fie descrise în cuvinte. Și acum când mă gândesc, mă înfior. Ce dureri, nu atât de mult fizice, cât sufletești. Mă gândeam că plec și rămân cei dragi, pentru că, aș vrea să vă spun, n-am avut dureri fizice, ci doar acea greață și acel chin de la tratamentul cu citostatice, radioterapie. Am ajuns chiar să înghit doar cu pipeta. Asta a fost acum 4 ani. Cum e acum? Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Nu pot să spun decât în 5 decembrie voi avea controlul la 4 ani. Ei nu declară vindecarea decât după 5 ani. Dar am avut controlul în luna ianuarie acestui an la profesorul Albu, cel care m-a depistat cu cancer, și am avut acel control, intră în nas, eu îi spun, cu un electrod, dar cu siguranță este ceva medical, un obiect medical, și dânsul a spus... Și mi-a plăcut când a spus asta. Într-adevăr, Doamnă, Dumnezeu a făcut curățenie. Pentru că acel aparat este un fel de endoscop, cred că. Da, da. Acel aparat pune în vedere mult mai bine decât computerul tomograf. Ce e acolo? Computerul tomograf spune este ceva. Endoscopul spune ce e acel ceva. Și când i-am spus profesorului, am venit la dumneavoastră, domnul profesor Albu, dumneavoastră sunteți Albu, pentru mine sunteți Negru. Am venit doar ca să vedeți ce a lucrat Iisus Hristos în nasul meu. Nu mai țineți minte că mi-a spus diagnosticul? Nu mai țin minte. Nu vă spun eu, mi-a spus că e un loc unde numai Dumnezeu poate intra. M-am dus la Dumnezeu, m-am rugat, i-am spus lui Dumnezeu de problema mea și acum sunt aici ca dumneavoastră și să știți că multă lume se roagă ca dumneavoastră să vedeți doar ceea ce a lucrat Dumnezeu. M-a impresionat ce a făcut profesorul. A lăcrimat și a spus, Doamnă, am văzut mulți oameni care citesc Biblia și spun că sunt creștini și religioși. Dar așa ceva n-am văzut. Zic eu, n-am niciun merit. V-am spus tocmai că am venit aici că am vrut să scap de frica profesorului Albu și ce-mi spune profesorul. Și am venit aici să mă înving ultimul uriaș. El a zis, lasă, Doamnă. Și m-a strâns și m-a îmbrățișat și a zis, cu încurajarea asta să mergeți oriunde, că și noi medici avem nevoie de asemenea încurajări. Și am zis, slăvit să fie Dumnezeu. Acum mai mă uitați niciodată. Și atunci stau să mă gândesc, cu un asemenea curaj și cu o asemenea putere pe care ne-a dat-o Dumnezeu, pe să mișcăm și noi lumea. Amin. 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 Și Domnul vrea ca noi să mișcăm lumea, pentru că lumea are nevoie să fie mișcată, să simtă mai multă dragoste, să simtă mai mult din bogăția lui Dumnezeu. E minunat ce spuneți, dar cu siguranță că au fost și momente foarte grele în cei 4 ani și la emisiunile care le-am realizat altă dată ați prezentat unele momente care și atât de în detaliu cum poate nu mulți știu să o facă. Aș vrea să vă mai amintiți încă de câteva zile din acelea, poate nu cele care le-ați spus data trecută, care vă vin în minte acum ca și momente deosebită de suferință, prăpăstii foarte adânci. Nu știu cum o să fie iadul, dar pentru mine perioada aceasta pot să o descriu ca și iad.
E greu și acum, la 4 ani, să-mi amintesc de lucrul acesta. E greu. Pentru că a fost o suferință zi și noapte. Erau momente când vomam din 20 în 20 de minute o săptămână. Și unde te prindea? Aveam lighean, toaletă, chiuvetă. Era un drum între cele trei. Și apoi era tortura psihică. Pentru că aș vrea să vă spun, pentru copiii lui Dumnezeu, noi nu prea vorbim de lucrurile acestea. Pentru copiii lui Dumnezeu este un fel de suferință psihică, dar venită din partea celui rău. Pentru că el încearcă să demoleze toată credința ta, tot fundamentul credinței tale, și vine și spune, asta e Dumnezeul tău? Păi, dacă te iubește, uite ce ți-o dat. Uite-te la tine cum arăți, mergeam sprijinită de pereți. Deja nu mai aveam puterea să mă țin pe picioare. Și atunci luam Biblia și citeam. Și foarte interesant, se deschidea Scriptura tot la locuri cu urgii. Proroci, Ieremia, plângerile lui Ieremia. Și mă gândeam, Doamne, păi da, într-adevăr, uite-te, e așa. Venea soțul meu și am avut un mare, mare sprijin în soțul meu. El a fost pentru mine în acele momente pastor, duhovnic, consilier, soț, bucătar, și prindea momentele când eu eram destul de jos ca să vină să mă întrebe, la ce te gândești? Vorbește cu mine, spune. Și spuneam, nu țineam nimic pentru mine și spuneam, uite-te, mă îndoiesc de tot. Vine diavolul și îmi spune, uite, ăsta e Dumnezeul tău. Și foarte interesant, a luat Biblia și am citit și chiar am citit acolo. Vă voi lovi, vă voi face una, alta. Dar soțul meu spunea, da, no, hai să vedem de ce le-a făcut Dumnezeu asta. Pentru că ei au păcătuit, pentru că n-au ascultat. Tu vrei să asculți, tu vrei să te supui lui Dumnezeu. Și imediat îmi aducea acea stare de bine când Dumnezeu încearcă pe copiii lui, dar nu ca să-i pedepsească, pentru că noi avem impresia, oare ce-o făcut? Oare de ce-o veni cancerul? Să-l judecăm. Oare ce? De ce? De ce? Pe cine iubește Dumnezeu? Pedepsește. Bate cu nuiaua pe orice copil pe care îl iubește. Așa că suferința este lăsată peste noi tocmai ca să ne apropie de Dumnezeu. Și acum când stau să mă gândesc și analizez lucrurile, a fost greu. Sau mă gândesc la un moment dat când m-au trimis la psihiatru. Că ar fi bine totuși să mă duc la psihiatru și să lucrez puțin și cu psihiatru. Mi-amintesc că am luat pe mine paltonul, că era iarnă, și am plecat prin zăpadă singură. Am spus nu, nu mergeți nici unul cu mine, vreau să mă duc singură. Și am plecat singură prin zăpadă. Soțul meu se uita cu nasul pe geam să vadă dacă nu cad. Și am făcut probabil vreo 400 de metri prin zăpadă, singură, și eu abia stăteam în picioare și cu o cârjă, așa cum au oamenii vârstnici. Pentru mine a fost un moment de triumf, de biruință. Am ieșit din bloc și am luat-o pe un deal în sus, de la bloc, prin zăpada mare, ninsese mult, și am zis, Doamne, vreau să plec cu Tine. Tu ești Dumnezeul meu, dă-mi puterea. Vreau să ajung până acolo și să mă întorc înapoi singură. Atunci știu că Tu mă vrei sănătoasă. Am mers, am venit înapoi, când am ajuns în casă, am căzut. Dar nu afară. Să nu te încurajezi asemenea momente? Dumnezeu are metodele Lui și ne înțelege cel mai bine, ca să ne transmită că este cu noi, chiar și acolo când ne simțim foarte expuși, poate avem motive să credem că El ne-a uitat. Mai mult aș vrea să ne deslușiți, pentru că e folositor să înțelegem care a fost rostul acestei suferințe pentru dumneavoastră, cum vedeți acum, pentru că ați menționat de pedepse și de oameni care
au fost constrânși prin diferite metode să-L caute pe Dumnezeu mai mult și mai mult. Dar dumneavoastră, erați o persoană căutătoare de Dumnezeu. Așa cum ați spus, erați învățătoare de școală duminicală, erați cea care conduceați lucrarea cu meditațiile zilnice și mai sunteți în continuare. Totuși, ce rost avea să vă treacă Dumnezeu prin această suferință? Prima mea senzație a fost că am făcut ceva rău, că am păcătuit. Și am început să mă analizez. Fiecare gând, fiecare atitudine, fiecare faptă, vorbă. Pentru că aș vrea să vă spun, atunci când treci prin suferință și vrei să te analizezi, diavolul are grijă să-ți aducă în minte tot. Da. Și Scriptura spune, orice gând să-l faceți rob ascultării, orice iuțime să piară. Nu, acum am zis, Doamne, dar cine poate? Ce este cu neputință la voi, este cu putință la Dumnezeu. Da. Și spune Iov, de ce ți-e frică aceea ți se întâmplă? De ce te temi, de aceea nu scapi? Toată viața m-am rugat Domnului să mă ferească de cancer. Doamne, te rog, nu mă lăsa să mor de cancer. Aveam o frică cumplită, o spaimă chiar. Când auzeam că o prietenă de-a mea suferă, aveam impresia că am și eu exact aceleași simptome ca și ea. Și cred că Dumnezeu a vrut să-mi demonstreze că este mai mare decât cancerul și este. Așa și este. Mai puternic decât orice boală. Și atunci Dumnezeu a vrut să mă scape de spaimă. Era mai degrabă spaimă, făceam atacuri de panică. Cum mă durea ceva, mă gândeam, oare nu e cancer? Și foarte interesant că Dumnezeu mi-a dat un cancer, nu aveam probleme cu sinusurile, nu aveam probleme cu durerile de cap. Mi-a dat un cancer unde nu mă durea și unde nu m-am căutat niciodată. Noi femeile ne căutăm în locurile vulnerabile și sensibile. Dar eu am făcut un cancer de rinofaringe și este un cancer al fumătorilor și al bețivilor. Și când l-am întrebat pe Domnul, Doamne, de ce? Am deschis Biblia, nu obișnuiesc să deschid Biblia la întâmplare, dar atunci așa căutam cu disperare să înțeleg lucrurile. Și mi se deschide Biblia, cinstea dată lui Mardoheu. Doamne! Haină împărătească, cunună împărătească, inel pe deget. Și m-am gândit, Doamne, asta este o cinste să mă treci prin o asemenea boală terifiantă? N-am înțeles atunci, înțeleg acum. Într-adevăr, acum când aud vorbindu-se de cancer, altfel mă raportez. Adică știu că Dumnezeu este mai presus de orice. Știu că încrederea noastră în El ne scapă. Depinde cât de mult ne încredem în Dumnezeu. Adică noi spunem, citim Biblia, credem, ne rugăm. Și când vine suferința, nu mai credem nimic. Sau așa de puțin. Acum înțeleg lucrurile. Sigur, au fost și atitudini care a trebuit să mi le schimb. Au fost și acțiuni. Înainte eram ocupată cu slujirea lui Dumnezeu. Acum s-au inversat rolurile. Dumnezeu și slujirea. Înainte eram ocupată. Și nu mai aveam timp să mă rog, nu aveam timp să citesc. Acum încerc să vorbesc cu Dumnezeu, încerc să citesc și apoi să acționez. Și acum înțeleg, da, Dumnezeu a îngăduit să mă scape de această teroare de cancer. Și acum nu mai mă tem. Dacă am emoții, da, am emoții. De fiecare dată când mă duc în locul acela, retrăiesc. Dar nu mai am atacuri de panică, nu mai am, să zic așa, acea deznădejde profundă în care te încearcă când treci prin frici cumplite. Foarte frumos ce ați înțeles la nivel personal și cum ați reușit să aplicați situația asta și să o raportați la atitudinile, la gândirea care Dumnezeu vroia să o restaureze. Văd ca o renovare a ființei interioare și o înnobilare, bineînțeles, cu această victorie asupra suferinței.
Văd la dumneavoastră o atitudine foarte pozitivă. Nu v-am cunoscut înainte să fiți bolnavă, dar îmi amintesc cum ați fost în Târgu Mureș la una din conferințele noastre și ați prezentat niște cărți de la BI și la vreo 3-4 volume, nu știu dacă vă mai amintiți. Da. La fiecare volum ați făcut câte un comentariu, cât și puțin hasliu, dar foarte motivant și cu o pasiune și cu o bucurie încât multă lume a cumpărat cărțile respective și au privit așa în sus la dumneavoastră că, uite, o femeie plină de bucurie, plină de viață. Mulți nu știau prin ce ați trecut. Și aș vrea să știm dacă boala v-a făcut să fiți mai puternică, mai plină de viață sau așa ați fost dintotdeauna. De ce? Pentru că am vrea să învățăm de la dumneavoastră. Mulți oameni când trec prin suferință sau când au o pierdere, cumva se resemnează, se închid în cutiuța lor și își iau un fel de șomaj, un fel de pensie. Chiar nu de mult auzeam pe cineva spunând că, păi știi, eu nu vreau să mă mai implic în lucrarea cu tare și cu tare și nu știu mai ce, că dacă nu o să mă simt bine, că știi prin ce am trecut și dumneavoastră sunteți total diferită. Am fost o fire veselă dintotdeauna. Mi-a plăcut să zâmbesc, mi-a plăcut să mă bucur, probabil și fiind învățătoare de școală duminicală pentru copii, ei sunt tot timpul veseli și drăguți. Și m-am lipsit cumva. Dar mi-amintesc că și în copilăria mea, deși am avut o copilărie destul de grea, cu lipsuri, cu neajunsuri, încercam să mă bucur de fiecare lucru și când primeam ceva, de fiecare dată mă bucuram, eram încântată. Mi-amintesc că odată am primit, îmi place foarte mult floarea soarelui și am primit odată o pernă cu floarea soarelui din Statele Unite, de la prieteni de ai noștri și când am primit perna respectivă, atât m-am bucurat și am strigat și wow, încântată de-a dreptul. Fiul meu a venit în cameră și a zis, am crezut că ai primit cheile de la un Mercedes. Deci asta este și era natura mea, dar după suferință a suferit și caracterul meu, pentru că înainte uneori poate că făceam să impresionez sau aparențele. Mulți dintre noi trăim ca să-i mulțumim pe ceilalți. Mulți dintre noi vrem să dăm o impresie bună, nu ca și la televizor, să dăm bine pe sticlă, că tot se poartă expresia aceasta. Da. După suferință, se vede în afară suferința caracterului, transformarea caracterului. Omul din lăuntru se vede în afară. Și asta mă străduiesc, să nu mai iasă doar acea fire jovială, ci să iasă acea ființă interioară transformată de Hristos, modelată de Hristos și un caracter cât mai asemănător cu al Domnului. O, departe de mine de a spune că am ajuns, fac pași, dar acum mă străduiesc să seamăn cu Domnul. Și eu nu pot să mă gândesc că Domnul Iisus Hristos avea o față tristă. Nu știu de ce. Când văd fața unui om și o văd așa calmă și liniștită, mă duc la el și îi spun, sunteți copilul Domnului? Să uită la mine, vă dați seama cum se uită, dacă mai ales n-are nicio legătură cu Domnul. Zic, aveți o față de am impresia că îl văd pe Hristos. Cu siguranță că omul ăla o să se gândească toată viața, mă, ce-o fi vrut să spună femeia? Asta vreau să transmit. Fața mea să transmită ceea ce este în inimă. Dar dacă ne uităm la mulți dintre creștini sau dacă ar trebui să predic într-o biserică, ceea ce nu e cazul, slavă Domnului pentru pastorii noștri, dar dacă noi femeile care suntem așa vesele și zâmbărețe ar trebui să predicăm și am vedea fețele așa mohorâte, are fiul meu expresie, spică ochii în gură. Oare am mai avea elanul să predicăm? Deci noi copiii lui Dumnezeu ar trebui să arătăm bucuria mântuirii pe fețele noastre. Așa e. Și activitățile pe care le facem ar trebui să arate
Mai multă încredere în Dumnezeu. Și aici, iarăși, am vrea să învățăm ceva. Știu că de mai mulți ani vă ocupați de Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, de aceste meditații zilnice. De câți ani? Din 1997 sunt în România și din 2001 sunt implicată în această lucrare. În vara aceasta chiar nu mi-am luat concediu, pentru că îmi doresc să mă răsfăț cu o vizită în Israel. E dorința inimii să mele. Să vă împlinească dorința. Este dorința inimii mele și un grup de creștini evanghelici din Cluj vor face o vizită în Israel în luna februarie. Chiar este, să zic așa, promoție la dumneavoastră pentru excursia respectivă și îmi doresc să mă duc în Israel. Am fost odată, dar îmi doresc să mă duc înapoi. Așa se spune că și eu am fost odată și am aceeași dorință. Cel care merge odată înțelege altfel scriptura când o citește, da, și își dorește să mai meargă a doua oară, exact, să aprofundeze. Exact. Și nu mi-am luat concediu deloc pentru că mi-am dorit să îmbunătățesc meditațiile zilnice. Foarte mult m-a deranjat coperta. Adică nu mi se părea că este ceva atractiv. Deși foarte interesant, unii cititori ne-au spus, ne plăcea mai înainte. Adică era coperta albă și doar scrisul colorat. Am vrut să transmit ceva prin acest peisaj și am zis, când văd o carte, trebuie vizual să mă capteze. Da. Și am spus, primul lucru, un ceas. Mai ai un sfert de oră până la 12. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, pune-ți viața în rânduială. Rânduiește casei tale, este o poezie ce ai de gând că vei muri. Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, mai ai un sfert de oră, citește cuvântul lui Dumnezeu, uite combinele aproape intră în lan, era partea de vară, ce ești, neghină sau grâu? Împacă-te cu Dumnezeu. Și am păstrat ideea ceasului, ceasul îmbrăcându-l în culorile anotimpului. Care apare pe fiecare ediție. Exact. Este pe partea de toamnă, care acum, adică ai adus rod, dacă e ești copilul Domnului, da. Dacă nu, împacă-te cu Dumnezeu și tu poți aduci. Ești frunze? De unde faci? Deși sunt foarte frumoase frunzele, ce ești? Un strugure? Un măr? Un fruct? Un ceva? Rod. Și îmi place că ați ales strugurii care ne duc cu gândul la bucurie. La viță. La viță care face must și care înveselește inima omului. Și la Domnul Iisus. Da. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine nu aduceți roadă. În Domnul aducem roadă. Și vine iarna, coperta de iarnă, unde am transformat o șură într-o cabană. Vedeți? Lumina. Ce face efectul luminii? Dacă suntem într-adevăr copii al lui Dumnezeu, trebuie să răspândim lumina în jurul nostru, indiferent când va fi de frig, cât va fi de grea iarna prin care trecem, lumina se vede. Ești o lumină, răspândește-o. Și asta am făcut în timpul acesta de vară, plus că am grupat meditațiile tematice. Aș vrea, înainte să trecem la meditațiile tematice, să subliniem aspectul că din 2001 sunteți implicată în realizarea acestei broșuri trimestriale Cuvântului Dumnezeu pentru astăzi. Și chiar dacă ultimii 4 ani au fost foarte grei, nu s-a oprit lucrarea. Așa să punctăm câteva aspecte legate de asta. Știu că aveți o echipă destul de mică cu care lucrați și totuși ați reușit. Și totuși ați putut să transmiteți pasiunea asta mai departe, că atunci când erați în cele mai grele clipe, totuși n-a lipsit niciun număr, din câte știu eu. Nu a lipsit deloc și lucrez eu cu 4 ore, avem un coleg cu 8 ore și o colegă cu 2 ore. Asta este echipa noastră și avem o colegă traducătoare, dar care nu este angajata noastră, ci lucrează doar cu part-time. Asta este echipa Fundației SER România și facem totul cu bucurie. Sigur că lucrăm în avans. De exemplu, acum, săptămâna viitoare, o să tipărim, dăm bun de tipar, meditațiile de primăvară. Altfel nu am putea să ajungă aceste meditații în timp util la cititori.
Cum am reușit? Colegii mei au preluat multe dintre sarcini. Tipăritul, atunci tipăream noi, acum de când tipărim color, nu mai tipărim noi, că n-am putut face cu tehnologia care noi o aveam, era învechită, era un second hand tiparnița și nu puteam. Acum ne-am externalizat și tipărim în altă parte și e mult mai ușor. Noi am câte exemplare tipăriți? 30.500 de exemplare. Și slavă Domnului că ne-am temut, având în vedere că este color, donația sugerată este puțin mai mare. Noi spunem 1,80 lei pe exemplar odată la 3 luni. Noi zicem, nu e mare, dar ca să putem acoperi această ediție color, trebuie să facem această donație. Și nu au renunțat, ne-am temut că o să pierdem foarte mulți abonați. Nu i-am pierdut. M-au ajutat copiii. Au răspuns la telefon, au luat telefonul fundației și răspundeau ei la telefon în locul meu când eu nu puteam. Dar aș vrea să vă spun că nici o clipă nu m-am oprit. Când nu puteam să vorbesc, vorbea familia mea. Când nu puteam să lucrez, lucrau ei pentru mine. Și vreau să vă spun că am fost chiar și la bancă. Și ce mare mirare că am putut să-L mărturisesc pe Hristos. M-au văzut atunci în situația respectivă și mă văd acum. Și vă dați seama, primul lucru când mă văd, fiecare se închină, făcând o cruce mare. Aduc aminte prin ce ați trecut și cum Dumnezeu v-a pus într-o stare de fericire, de bine. Slavă Domnului, da. Îi mulțumim Domnului și nu vrem să scoatem altceva în evidență. Prezentând aceste mărturii telespectatorilor noștri, ne urmăresc români de peste tot, din sate, din orașe, din România, dar și din străinătate, din Australia, din Canada, din Spania, din Statele Unite și asta vrem să le transmitem, că Dumnezeul nostru este bun și pe deasupra este și atotputernic. Și atunci când ne vrea El binele mai presus de oricine și se gândește la noi necondiționat, nu așa după cum noi merităm, are și toată puterea să ne facă binele acesta. Nu-i minunat și nu se merită, nu suntem noi obligați să spunem lucrurile acestea. Adevărat, Dumnezeul nostru este bun, fie că ne ridică din boală, fie că ne duce acasă. Dumnezeu este bun. Eu nu spun că Dumnezeu este bun că m-a ridicat. Dumnezeu era bun pentru mine și înainte. Dar acum pentru mine, Dumnezeu, am citit despre El. Am auzit despre El. Acum pot spune ca și Iov. Ochii mei te-au văzut. Te-am experimentat. Amin. Și așa că mai încolo de bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să avem noi acea încredere, ca și copilul. Dacă îi spui să sară de acolo, îi sare. Așa trebuie să experimentăm și noi relația noastră cu Dumnezeu. Dacă nu putem să ne aruncăm, să ne ținem cu amândouă mâinile, asta am încercat să fac eu, nu mai puteam. Dar m-am ținut de Domnul și m-a ajutat foarte mult în acest timp meditațiile. Am citit într-una dintre ele, nu se termină când spune medicul, ci se termină când spune Dumnezeu. A fost așa o încurajare pentru mine încât am spus, mai ar fi așa de bine să avem meditațiile grupate pe încurajare. Dacă cineva mai trece prin suferință, să aibă un material de citit. Și în timpul acela s-a născut ideea de a grupa meditațiile pe teme. Deci a fost folositor și tot timpul mi-am ținut mintea ocupată cu boala? Nu. Cu Domnul și lucrarea Lui. Și cu lucrarea. Și iată că avem aici meditațiile grupate. Aici sunt meditații din câți ani? Din toți acești ani de activitate ați cules ce a fost mai relevant pentru o anumită temă? Deci când s-a deschis posibilitatea de a face meditațiile tematice, eu mă gândeam să iau toate meditațiile de peste ani și să le sortez. Și în timpul acesta, un prieten din Anglia mi-a spus, dar nu-i nevoie, pentru că în limba engleză deja există. Și se poate să le avem și noi? Se poate. Ni le-a trimis, am încercat să vedem ce putem face cu traducătoarea și unele dintre ele se potriveau, unele nu se potriveau. Dar aceste meditații sunt de-a lungul anilor, nu numai de când sunt în România,
ci de când Bob Guest a început să scrie în Anglia, cu ani înainte. N-aș putea să vă spun exact când a început în limba engleză, noi le-am preluat din 1997. Și unele dintre ele, da, se regăsesc de-a lungul anilor în ediția limba română. Unele nu, vor fi, pentru că deja Bob Guest a scris pentru următorii 10 ani. Unele vor fi cândva în următorii 10 ani. Și atunci ne-am gândit la următorul lucru. Trebuie să se potrivească culturii noastre. Corect. Trebuie să nu încalce doctrina. Trebuie să fie în ascultare, filtrate prin scriptură. Și acele dintre ele care au îndeplinit cerințele, le-am lăsat. Celelalte le-am înlocuit. Care le-am gândit noi mai bune, adică le-am căutat în meditațiile din limba română. Adică este o lucrare bazată pe ceea ce s-a publicat în Marea Britanie, dar adaptată la contextul românesc. Este adevărat. Așa și este. Mai ales, cred că e valoroasă prin faptul că această adaptare și coordonarea apariției acestei cărți a făcut-o doamna Aurora Cioflică, care este o biruitoare. Adică împreună cu editura Roprint, în limba engleză sunt 12 cărticele și noi le-am pus într-una singură ca să fie mai accesibilă și ca preț și deținând lângă scriptură. Ce frumos pe masă, vedeți, și se asortează și merg împreună. Stau foarte bine împreună. Mi se pare o carte foarte potrivită în perioada când căutăm cadouri pentru cei dragi, de sărbători sau de ziua de naștere. O carte foarte potrivită, pentru că mă uit aici peste teme și văd biruitori în viața spirituală, biruitori asupra preocupărilor materiale, asupra descurajării, asupra fricii, mândriei, ispitei, dependenței, asupra problemelor de familie, asupra durerii sufletești și a pierderii, mâniei, resentimentelor, probleme de serviciu, șomaj, datorii și probleme financiare. Mi se pare că acoperă toate domeniile. Și până la urmă, cine nu are măcar o luptă dintre cele la un moment dat? Exact. Și atunci ne putem ajuta foarte mult de aceste gânduri de încurajare bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că văd la fiecare meditație, văd o trimitere la scriptură, ori citat un verset, ori chiar copiat aici, și cred că din punct de vedere al utilizatorului, al cititorului, poate fi foarte util. Eu spun că nu numai că este utilă, merită ținută în geantă. Pentru că s-ar putea ca pe parcursul unei singure zile să ne confruntăm cu mai multe atacuri din mai multe părți. Și atunci, când în loc să cazi în disperare, mai bine te uiți acolo și citești. E un verset parafrazat, actualizat, adică nu numai aici s-au întâmplat lucruri, se întâmplă și astăzi. Adică să nu credem că s-au întâmplat numai în scriptură. Se întâmplă și copiii lui Dumnezeu se confruntă cu probleme chiar și astăzi. Și atunci am zis, hai să fim folositori în domeniul acesta. Și ei deschis cartea, de exemplu, biruitori asupra mândriei. No, acum cine nu are probleme cu mândria? Haideți, vreți să citim una, o meditație? Deci, asupra mândriei, chiar la asupra mândriei, am pus o poză cu o pisicuță care se uită în oglindă și se vede leu. No, acum mi s-a întâmplat și mie. De multe ori. M-am uitat în oglindă și m-a văzut leoaică. Nu așa trebuie să mă văd. Și mă gândeam la tineri. Pentru ca să nu fie o carte numai pentru o categorie de vârstă, ci să fie o carte universală. Și m-am gândit la tineri când am pus poza respectivă. Și nu neapărat că numai tinerii se confruntă cu mândria, dar când am pus poza, lor li se întâmplă și mie mi s-a întâmplat în tinerețea mea. Nu mi se mai întâmplă acum. Pentru că vreau să mă micșorez și Hristos să crească. Am eu altele, dar nu cu mândria. Sau ispita. Deci la asupra mândriei, ați deschis dumneavoastră sau nu ați deschis? Da, am deschis. Ia să vedem. La 137. Da, poate că găsiți una care să vă placă mai mult dumneavoastră.
Păi, m-aș baza pe o recomandare. Schimbarea este un urcuș. Titlul ăsta îmi place. Dacă vreți, da, putem să-l citim acesta. Sau ajutor, sunt un perfecționist. Am fost o perfecționistă. Am fost. Aveam așa mania lucrurilor, totul să fie perfect. Totul să fie bine aranjat. Dacă franjurii de la covor nu erau în regulă, mă plecam și aranjam. Până într-o zi când Domnul m-a cercetat și mi-a spus, în Hristos descoperim cine suntem, la ajutor sunt un perfecționist, pentru că, de fapt, perfecționismul nu merge mână în mână cu credința. Un rod rău a perfecționismului, unul dintre ele, este că avem o viață agitată și îi punem prea tare la punct pe cei din jur și criticăm tot timpul. Pentru că odată cerem de la noi standarde înalte, credem că le-am reușit sau nu, dar vai de ceilalți. Că ei poate nici nu se străduie să le împlinească și atunci noi tot timpul venim și îi criticăm, îi cicălim că nu le pasă. Așa este și perfecționistul este un analitic critic și m-am confruntat cu aceste probleme. Dar în momentul în care Dumnezeu m-a cercetat și mi-a arătat că de fapt și celălalt are dreptate și celălalt are nevoile lui și celălalt trăiește în lumea în care trăiesc eu nu eram mulțumită nici de bine, atunci cum să fiu mulțumită de ceilalți? Exact. Primul lucru care l-am făcut, mi-amintesc că m-am aplecat, am luat foarfecele și am tăiat franjurii de la covor și am zis gata. Așa cum s-au dus acești franjuri, așa să se ducă perfecționismul. Dacă sunt acum ordonată, da, mă străduiesc, dar nu mai este o obsesie, o manie. Și aici asta a fost o meditație de perfecționism pocăit. Haideți să citim câteva, dacă nu toată, măcar câteva pasaje din ea. Vreți să citiți sau vă ajut eu? Cum doriți? Cheia înspre eliberarea de întăritura perfecționismului și a stimei de sine scăzute este să înveți lecția și să uiți amănuntele. Pentru că aici zice, Dumnezeu te vede ca pe o persoană aflată în procesul învățării. E mai bine să eșuezi încercând să faci ceva decât să excelezi în a nu face nimic. Un diamant cu defect e mai bun decât o cărămidă perfectă. Corect. Sau mesajele pe care le-ai primit și percepțiile pe care ți le-ai format despre tine în copilărie erau greșite atunci și sunt greșite și acum. Pentru că, spune, dacă ești un perfecționist, trebuie să afli ce spune Dumnezeu despre tine în cuvântul lui și să refuzi să crezi orice e diferit de asta. În Hristos aflăm cine suntem. Aruncă pe geam vechile înregistrări, pur și simplu nu mai sunt valabile pentru tine. Învață să te ierți, să te accepți, să te iubești și să crezi în tine, fiindcă Dumnezeu crede. Amin. Da, este un mare pericol perfecționismul acesta și la prima vedere m-am întrebat că, da, de ce l-ați pus la mândrie? E foarte bine poziționat la capitolul mândrie, pentru că am observat mulți oameni din mândrie, care, până la urmă, e frica de eșec, cum ar veni, nu încearcă anumite lucruri, nu continuă anumite proiecte, pentru că, zice, măi, nu voi reuși, nu voi impresiona pe toată lumea, poate o să iasă cu puține defecte și atunci mai bine nu fac nimic. Dar comparând rezultatele noastre perfecte cu perfecțiunea lui Dumnezeu, nu avem termen de comparație. Și atunci nu știu de ce am urmărit standardul nostru atât de mult, când tot ceea ce facem și suntem prin harul lui Dumnezeu. Asta este firea. De asta Dumnezeu nu este interesat de cât de bine ne merge în fire, firesc. Este interesat să dezvolte în noi caracterul asemănător lui Hristos. Și perfecționismul niciodată nu o să meargă cu credința. De ce? Pentru că niciodată nu-i suficient, nu-i bine, nu-i destul. Și mă gândesc că aici am avut foarte, foarte mult de lucrat. Foarte mult. Pentru că, deci critica ține de perfecționism.
și vis-a-vis de mine și vis-a-vis de ceilalți, dacă celălalt nu se ridică la așteptările lui Dumnezeu, nu, ale mele. Am eu obiceiul să spun în Evanghelii, mai este una, Evanghelia după Aurora. Cam așa era atunci când eram cu perfecționismul. Adică Evanghelia după noi înșine. Da. Punctul meu de vedere, părerea mea, cum mi s-a descoperit mie, și vă dau dreptate aici că Dumnezeu ne vorbește și sunt sigură că în perioada de suferință și în tot timpul ăsta Dumnezeu v-a vorbit. Dar nu înseamnă că ceea ce îmi vorbește mie Dumnezeu pentru mine se aplică copy-paste și la celălalt. Și atunci nu trebuie să le dăm în cap oamenilor cu revelația noastră personală. Și încă ceva, experiențele pe care le trăim sau prin care a îngăduit Dumnezeu să trecem, asta nu înseamnă că dacă eu acum vorbesc și Dumnezeu mi-a vorbit într-un anume fel, nu înseamnă că cineva trebuie să-l ia ca un șablon. No, dacă așa i s-a întâmplat, așa se poate să se întâmple și în viața mea. Pentru că noi avem cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu avem modelul după care să trăim. Aici este filtru. Dar avem anumite mărturii, fiecare dintre noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să se potrivească dumneavoastră mărturia mea sau celor care ne ascultă. Nu. Sigur, în momentul în care a căzut, a curs apă din bec, în momentul în care s-au rugat pentru mine, s-au rugat pastorii și a curs apă din bec și becul nu s-a stins și nu s-a ars. Ce poți să spui? Când cineva sufere, păi să se roage și pentru mine să curgă apă din bec? Nu. Ci să ne rugăm, să stăruim în rugăciune, să facem tot ceea ce depinde de noi și apoi Dumnezeu va lucra când într-un fel, când într-altul. Dar la fel este și cu perfecționismul. Unii suntem perfecționiști, mie îmi place să cred că perfecționiștii nu merg în cer, pentru că a fost o viață grea, cruntă. E greu să trăiești cu perfecționismul din lăuntru. Și de multe ori Dumnezeu încerca să vorbească și nu putea trece de perfecționismul ăsta. Înfăcusem standarde și legi și așa trebuie. Mai mult decât atât, încercam să spun că cei care nu trăiesc cum trăiesc eu nu sunt în regulă cu Domnul. No, acum nici perfecționismul nu e bun, dar parcă totuși când vorbești de viața cu Domnul, cum să-l numim credința? Ar trebui să tindem spre perfecțiune sau să-i spunem să semănăm cu Hristos? Biblia spune să semănați cu Hristos. Până va lua Hristos chip. Pentru că perfecționismul scoate eul la înaintare. Hristos, umilința, noi ne micșorăm și El crește. Nu mai trăim noi, ci El trăiește. Adevărat. Aș vrea, pentru că suntem la final de emisiune, să ne spuneți cum putem să comandăm această carte. Arată foarte bine și o găsesc foarte folositoare. Și vă felicit și mă bucur de femeile românce care scriu și care se implică în propovăduirea Evangheliei și prin formă scrisă. Acum meritul nu este nici al meu, nici al fundației, ci meritul este al autorului, Bob Guess. Bine, dar dumneavoastră v-ați implicat ca să apară în limba română și să se tipărească, deci nu îmi retrag mulțumirile. Hai să zicem, Domnul a făcut posibil. Prin dumneavoastră. Am găsit o soră specială care a fost gata să-și pună bănuții deoparte și s-a tipărit cu ajutorul donațiilor primite de la această soră. Nu îl spunem. Cei care veți citi această carte veți vedea cine a pus bănuții pentru această carte. Și dânsa a spus, vreau să o tipăriți. Eu mă implic și vă ajut. Dar condiția este ca voi pe urmă să scoateți, să faceți rost înapoi de acești bănuți ca să retipăriți. Cum o puteți găsi? Pe internet. Găsiți acolo toate detaliile. Număr de telefon, scrieți-ne, vrem cartea. Noi vă sunăm, lăsați-ne un număr de telefon.
Deci avem un număr de telefon. SER, avem fundația SER, da, cu site-ul pe care îl afișăm acum pe ecran. Și avem contul de Facebook cu Fundația SER, așa da? Așa este, da. Okay. Deci poți să sune la telefon sau la meditațiile din decembrie am pus două numere de telefon ca să fie mai ușor. Lumea sună foarte mult și nu reușeam să fac față singură. Și atunci am mai pus un număr de telefon la care răspunde colegul meu, ca să le fie mai ușor și să ne prindă, nu tot timpul să prindă telefonul ocupat. Se sună la telefon și acolo ei vor primi toate detaliile cum pot să intre în posesia acestei cărți. Domnul să pună pe inimă la cât mai mulți să îl comande și nu numai pentru ei, pentru colegii noștri, pentru cei dragi nouă, care poate mai greu înțeleg când se apucă să citească direct în Biblie, dar văd aici niște versete și văd aici niște situații cu care cu siguranță se confruntă. Ne-am dorit să fie gata pentru Crăciun, pentru că am zis oricine are o problemă. Toată lumea are o problemă și aici chiar la început am scris. Fiecare dintre noi, uriașul cu care te lupți azi nu este mai mare decât Dumnezeul care locuiește în tine. Eșecul nu face din tine un ratat. În schimb, renunțarea, da. A nu vedea nimic dincolo de el, da. A nu învăța nimic din el, da. A nu deveni mai puternic datorită lui, da. Cu privire la eroii credinței, citim în Evrei, prin slăbiciune au fost făcuți puternici. Și asta este ceea ce Dumnezeu dorește să facă pentru tine. Nu ești singurul. Cu toții luptăm, la un nivel sau altul. Satana l-a atacat pe Domnul Iisus în pustie, de 3 ori. De ce? Pentru a-l împiedica să împlinească voia Tatălui Său pe pământ. Așadar, să nu-ți imaginezi că tu vei scăpa. Dar Iisus l-a biruit pe Satana folosind armele rugăciunii și cuvântului Dumnezeu. La fel poți să o faci și tu. Deci, vino și învață să te ridici în puterea tăriei lui Dumnezeu și să biruiești uriașul cu care te confrunți. Despre asta e vorba în această carte devoțională. Citește-o des, poartă-o cu tine. Apelează la ea atunci când bătălia se dezlănțuie și vei descoperi că principiile sale perene îți vor transforma înfrângerile în biruințe. Așa să fie. Amin. Vă mulțumim mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu putere și cu înflăcărarea darului la o nouă dimensiune ca să binecuvântați și mai mulți oameni. Amin. Amin. Să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră. Mulțumesc de invitație și sperăm să fie folositoare acest popas. Așa. Celor care ne-au urmărit. Cu siguranță va fi. Și îl facem spre slava lui Dumnezeu. Amin. Arătăm în sus spre El. A lui să fie toată slava, căci El ne ține în mâna Lui cea puternică. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Credem că experiența pe care ați auzit-o în această emisiune, modelul de viață al invitatei noastre, vă va fi de folos acum sau în viitor. Vă recomandăm din tot sufletul cartea Biruitorii. Vrem ca toți românii să fie un popor de biruitori. Un popor care se ridică în numele Lui și care face o diferență, ca vestea bună a împărăției lui Dumnezeu să fie cunoscută și vestită prin modul nostru de viață peste tot pământul. Să fiți binecuvântați și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere!